Dumnezeu în această dimineață și să ne deschidem inimile în totalitate înaintea Cuvântului Sfânt al Dumnezeu. Deschizând Scripturile la Psalmul 89, vrem să citim Cuvântul Domnului, să dăm întâietate Cuvântului Sfânt al Dumnezeu. În dimineața aceasta dorim ca Dumnezeu să facă lucrarea în fiecare dintre noi, prin Duhul lui cel Sfânt, așa cum a promis în Biblie. Deci, Psalmul 89, citim câteva cuvinte de aici, câteva versete, după care ne vom închina în rugăciune Domnului. Pagina 81, pagina 605, Psalmul 89. Voi cânta totdeauna îndurările Domnului, voi spune din neam în neam, cu gura mea, credincioșia ta. Căci zic, îndurarea are temelii veșnice, tare ca cerurile este credincioșia ta. Am făcut legământ cu alesul meu, zice Domnul, iată ce am jurat robului meu David. Îți voi întări sămânța pe vecie și în veci îți voi așeza scaunul de domnie. Cerurile laudă minunile tale, Doamne, și credincioșia ta în adunarea sfinților. Căci în cer, cine se poate asemăna cu Domnul? Cine este ca tine între fiii lui Dumnezeu? Dumnezeu este înfricoșător în adunarea cea mare a sfinților și de temut pentru toți cei ce stau în jurul lui. Doamne Dumnezeul oștirilor, cine este puternic ca tine, Doamne? Și credincioșia ta te înconjoară. Tu îmblânzești mândria mării. Când se ridică valurile ei, tu le potolești. Tu ai zdrobit Egiptul ca pe un hoi. Ai risipit pe vrăjmașii tăi prin puterea brațului tău. Ale tale sunt cerurile și pământul. Tu ai întemeiat lumea și tot ce-ți cuprinde ea. Tu ai făcut miază noaptea și miază ziua. Taborul și Hermonul se bucură de numele tău. Brațul tău este puternic, mâna ta este tare, dreapta ta este înălțată. Dreptatea și judecata sunt temelia scaunului tău de domnie. Bunătatea și credincioșia sunt înaintea feței tale. Ferice de poporul care cunoaște sunetul trâmbiței, care umblă în lumina feței tale, Doamne. El se bucură neîncetat de numele tău și se fălește cu dreapta ta. Căci tu ești fala puterii lui și în bunăvoința ta ne ridicai puterea noastră. Ne ridici puterea noastră. Căci Domnul este scutul nostru, Sfântul lui Israel este împăratul nostru. Amin. Așa cum suntem, ne plecăm capetele la rugăciune și lăudăm pe Domnul că până aici a fost cu noi. Până aici ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări în locurile cerești, dar și pe pământ. Trebuie să recunoaștem că mâna Domnului a fost întinsă peste noi și suntem sănătoși aici în casa Domnului, de aceea să-L lăudăm și să-I mulțumim. Și la sfârșitul rugăciunii să cerem binecuvântarea Lui peste întreaga slujbă care va fi în această dimineață în locul acesta. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin.